Evanghelia lui Marcu și pentru că timpul este așa de scurt, vom cere la fratele Cornel să vină să ne dea un scurt îndemn din textul pe care vom citi și apoi vom trece la actul citii Domnului. Și mulțumim Domnului pentru ascultare. Schidem Evanghelia lui Marcu la capitolul 10, începem citirea cu ajutorul Domnului, unde spune titlul acestui pasaj biblic, Iisus vestește moartea și învierea sa. Ei erau pe drum și se duceau spre Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care îl vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile, fratele Cornel, invit care